Bună ziua tuturor, ne aflăm în fața unui prun care este foarte necăjit, a avut mari necazuri la viața lui, uitați. Viață lungă sau scurtă, câți ani are? Viață de 4 ani, viață tristă, pentru că în loc să fie sub formă tip vas, cu centru liber, să pătrundă lumina soarelui, aerul, nu știu ce s-a întâmplat, cine cum a tăiat, probabil nu se pricepea omul așa de bine. O lipsit de la orele de pomicultură sau n-a studiat, doar a tăiat. Dar uitați, este aplatizat și este înclinat tot în acea parte. Ce putem noi să facem cu acest prun care totuși este dezvoltat și ar fi păcat să îl tăiem sau să îl lăsăm așa caragios? Nu știi cumva ce soi e? Nu știu ce soi este, ci sunt foarte pe gânduri cum să îl ajut. Ei, avem o metodă care am învățat-o de la specialiștii italiani, că într-o astfel de situație, când deja este așa de gros și nu mai putem să-l tragem prin legare simplă, putem să ajutăm, pentru că dacă îl legăm, uitați, îl tragem, pur și simplu îl rupem. Și atunci ar mai fi o metodă care putem să o încercăm, acele 7 crestături, până cam 40%, o treime din grosimea ramurei, trebuie să pătrundă tăietura ca să permită acea înclinare. Eu am procedat de mai mulți ani cu acest procedeu, am făcut de mai mulți ani, l-am practicat și a dat rezultate foarte bune. Voi încerca și în această situație, dacă ne va reuși să aducem această ramură din acea poziție de 45-50 de grade în partea stângă, să o aducem în partea dreaptă. Încercăm. Facem 7 tăieturi cu fireze. Doar cu firezul se pot face. Da. Mai puțin de jumate. Nu trebuie să ajungem la jumătate. La un centimetru jumate una de alta. În direcția în care avem nevoie să îl aducem. Acum întreb și eu pentru un începător care se apucă să-și curețe pumii. Dacă n-are firez, ce să facă? Să-și cumpere. N-ai cum să-l faci cu altceva. Aici nu mai. Aici am musai numai fireze. Deci nu poți improviza nimic așa. Deci cumpăr un firez și face ce fac eu aici. 4 5 5 6. Și atunci e 100% sigur că îl ajut. 7. Aceasta este unica metodă care mai poate ajuta. Asta am învățat-o la specialiștii din Italia, ei practică, am practicat și eu ani de zile, avem pomi. Avem clipuri cu... Clipuri, da. M-am făcut și pomii sunt frumoși și au crescut bine, s-au vindecat bine aceste răni. Așa. Este foarte gros, este cam dificil. Ar fi păcat de el, că totuși s-a dezvoltat. Da, e gros, e dificil. Ce facem? Mai lărgim acestea. Pentru că aceste tăieturi, practic, au rolul ca să-i împuțineze masa lemnoasă de unde se taie, ca să poată veni, să cedeze, observați, mai lărgim aceste tăieturi, ca să permită să vină în partea aceasta. Este singura soluție care mai avem ca să salvăm această ramură. Altfel, ar trebui să o tăiem și pomul va arăta caragios. Handicapat toată viața lui. Și anul ăsta va da oare rod? Da, anul ăsta va da rod. Observați încet, niciodată nu forțați. Și numai încet să-l obișnuim. Așa. Și vom mai face, pentru că este o situație foarte dificilă, este foarte gros. Și observați, axul ăsta este aproape la verticală. El are spre 50 de grade încolo, ca să-l aducem spre 40-45 încoace, este o chestie foarte dificilă și atunci vom mai face niște tăieri în această zonă, ca să ajutăm. Tot așa,
o treime din grosimea ramurei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Că deja el ajută și această treabă. Acum, pentru cine ar zice că de ce tai când are muguri? Ce poți să spui? Nici o problemă că are muguri. N-are treabă tăierea mea cu mugurii. Așa. Bun. Aceasta va fi o nouă șarpantă. Așa. Vom bate un țăruș. Deci cam la ce distanță? Contează cât să putem lega. Observați cum permite și de jos puțin și de aici puțin. Așa. Și acum o să o legăm. Întotdeauna când legăm, îi facem așa. Nu legăm strâns pe ramură, ci facem aici un lățuc frumos ca să nu ne se strângă ramura. Observați? Să nu gătuiască ramura, să fie liber. Tăiem puțin mai lung firul. Și acum încet începem să obișnuim ramura cu noua poziție, de la 50 de grade în partea stângă la 40-45 în partea dreaptă. Nu forțați dintr-o dată, ci numai încet, 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 încet. Așa. Bun, am reușit. Slavă Domnului că am reușit. Bun, în această situație începem să ne alegem continuarea șarpantei. Bun, aceasta o lăsăm ca sub șarpantă, o să o scurtăm. Așa. Aceasta tăiem încep. Aici tăiem încep. Tăiem încep și aici ne alegem un 40 de centimetri continuarea șarpantei să se îngroașe. Bun, în această zonă aceasta o să fim foarte puternică, vom lăsa doar pentru rod și vom tăia aici. Aici vom avea rod, frunze care va ajuta la creșterea acestei ramuri. Aici avem o subșarpantă cu rod, frunze, care nu este prea în interior, ne va ajuta. Aici la fel o subșarpantă. În această zonă observăm că avem o aglomerație și vom tăia încet. Aceasta o să lăsăm că nu ne încurcă, ci ajută la creșterea pomului. Iar aici o să alegem o nouă șarpantă. Deja prin tragerea acestei ramuri groase și această ramură mai mică a venit într-o poziție care este foarte bună pentru noi. Vom tăia încep să nu aibă concurență la 3 muguri și vom alege la fel la un 40 de centimetri deasupra unui. Așa. Bun. Trebuie să ne uităm să avem 6 șarpante în mod echilibrat. Aceasta va fi una din șarpantele noastre. Vom tăia la aici la 35-40, cam la 35 în această zonă, să fie cam la același nivel. În creștere de un an, care se îngroașe, aici vom scurta, așa. Bun, în această zonă avem nevoie de o șarpantă și o alegem pe aceasta. Tăiem încep de 3, așa.
fel tăiem ca să nu concureze și alegem la 40 de centimetri, 45, la un mugure care e vegetativ care vine în această zonă. Tăiem, încep de 3 muguri, pentru că era prea mare, la fel o alegem ca sub șarpantă, tăiem la 35, 30-35, aceasta ne va da frunze, va ajuta la creșterea pomului. Bun, deja avem una, două, și avem una, două, trei, patru, cinci șarpante. Vedem dacă putem să găsim pe a șasea. Așa. Da, asta va fi a șasea, dar pentru acest lucru va trebui să facem o modificare. În ce sens? În sensul că această zonă este foarte degarnisită și acolo sunt adunate peste o altă. Și atunci frumos legăm cu un fir de ață, legăm aici, la fel, în felul acesta să nu strângă ramura noastră să o gâtuiască. Așa. Interesant pom. Da, deci a fost ca un mărăcine de pe câmp, pierdut, uitat, a nimănui. Și noi vrem să-l ajutăm și vrem să vă ajutăm și pe dumneavoastră care vizionați videoclipurile noastre, cum se poate redresa corona unui pom care este în această situație foarte tristă. Poate că unii l-ar tăia și l-ar planta altul. Da, e păcat să tăiesc când deja are creștere așa frumoasă. Legăm aici. Așa. L-aducem mai spre centru. Ca să fie distanța în mod egal între ele. Cât se poate, noi trebuie să facem un spațiu egal între șarpante. Așa. Bun, acum este prea puțin spre interior. Ce vom face? Vedeți? Are o inclinație prea la 35 de grade și nu-i bine, trebuie să aibă la 45-40, este prea spre centru. Ce facem în această situație? Vom lua o trestie de baltă sau un băț de soc, dacă avem, care este gol înăuntru, sau o creangă oarecare și o legăm de aici acolo, dacă nu avem. Dar eu, având această trestie de baltă, voi face următorul. Ne cântă. Da, bibilici. Așa, ce scos frumos. Așa, măsurăm. Tăiem aici, să avem un orificiu în care să prindă bine și măsurăm cât ne trebuie. Ne trebuie cam aici. Așa. Tăiem în V. Observați? Bun. Am tăiat în V. Facem în această zonă și căutăm un loc unde să se încastreze bine, observați? Deja am deschis spre 45 și această zonă, dar observăm că această viitoare șarpantă este prea în această parte. Ce facem? Găsim o soluție. Avem ață și o tragem frumos la locul ei. Iar în toamnă, după ce se lemnifică, ea va rămâne exact cum am pus-o. Uite acolo, stai nu un pic. Dacă poți să le filmezi. Stai nu un pic, ce tare. Când pomul intră în repaus, această ramură va rămâne exact cum o punem noi acum, eventual un centimetru, dacă va ceda. Observați? O tragem așa. Frumos cu o ață. Bineînțeles, nu o gâtuim nici acum, să aibă loc acolo liber. Și am centrat între aceste două ramuri. Dar poate nu ne dăm seama exact cum să o strângem, să nu fie gâtuită. Păi se lasă acest, observați, se lasă acest loc gol. Facem nodul aici, nu aici. Observați? Am adus-o la o poziție aproximativ egal între cele două.
aceasta care este creșterea aceasta mare, o reducem de jos, observați? Aici. Și lăsăm doar pe această creștere mică. Bun. Aceasta va fi continuarea șarpantei, cam la 45 tăiem. Aici tăiem. Încep pentru că să nu ne facă concurență. Da. Ui, ce frumoase. Cam așa ar trebui să arate un pom necăjit după ce noi vrem să-l ajutăm. Un pom cu o coroană tip vas, mijlocul să fie liber, să circule aerul, lumina soarelui să străbată peste tot și să aibă poziții de 45 de grade, aproximativ egale cele 6 șarpante între ele. Împreună cu fiica mea vă așteptăm la un nou videoclip. Mulțumim tuturor acelor care ne-ați dat un like, ați distribuit videoclipurile noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Pe curând!